Ho, ho, ho! Ai venit cam devreme. Hai să șutem Crăciun împreună, totuși. Lăsați Crăciunul, dați-mă jos de aici! Gata, să vină Crăciunul! Neața, ne auzim la un pahar de suc. Era mai drăguț dacă aveam și eu ceva cald, un ceai, o ciocolată caldă, dar m-am întors, tocmai ce m-am întors de afară. N-am fost foarte departe, m-am plimbat pe aici, prin jurul cartierului. Am avut câteva chestii de cumpărat, vă arăt imediat și... am mâncat înainte să plec, am mâncat ovăz cu afine și a fost foarte bun. Mi-a dat energie cât să plec pe afară, am înghețat un pic, sincer. Mi-a înghețat urechile, chiar dacă am avut gluga și chiar mă gândeam să-mi caut niște urechi așa blănoase. Eu țin minte că aveam și am avut mulți ani. Poate încă le am, o să le caut bine prin casă înainte să dau vreo comandă sau să-mi cumpăr, dar am avut niște urechi din alea pufoase așa foarte drăguțe și deși la un moment dat mi se păreau așa, acum parcă îmi plac din nou când mă gândesc la ele și cred că o să-mi iau, că urechile pentru mine sunt cea mai sensibilă zonă, deci mie dacă mi îngheață urechile, nu știu cum e la voi, mie mă doare tot capul, adică pur și simplu, nu știu, îngheață, încep să mă doară, după care se duc așa spre tot capul, spre ceafă și am o durere groaznică și trebuie să am grijă de urechi. Și la unele geci am glugă, la altele n-am glugă. Și de exemplu la paltonul ăla, la haina aia, la teddy bear-ul ăla lung și gros, n-am glugă. El e foarte călduros, dar dacă n-am urechile protejate, degeaba. Și mă gândesc că nu o să am tot timpul chef de... Fes, în fine, este luni dimineață, a început o nouă săptămână. Eu am de făcut curățenie în casă, că e ziua de curățenie și... Curățenie, ordine și un pic organizare, așa am niște dulapuri pe care le țintesc să fac un pic de organizare în ele. Nu e foarte mult de muncă pentru că săptămânile trecute m-am ocupat în mare să așez, să aranjez, să fie totul în regulă, dar... ieri am scos cutia aia cu decorațiuni și mi-am dat seama că... ocupa destul de mult loc, loc de care noi avem nevoie, pentru că nu avem foarte mult loc, avem destul de multe chestii și cu siguranță după ce o să despodobesc bradul, ați văzut pe micuț, după ce despodobesc bradul, cred că o să duc în Galați, sincer, decorațiunile și le las pe la vreo rudă, vedem. Poate le las la mine sau la tata sau la părinții lui Andrei sau vedem noi, dar cu siguranță ne-am putea bucura de spațiu. Știu că e o chestie care se practică, mai multă lume am auzit că își duc hainele de iarnă acasă și le lasă pe cele de vară când e sezonul, evident, sau invers. Că n-ai loc de foarte multe ori, na. Și noi nu facem treaba asta, dar sincer decorațiunile de iarnă m-aș bucura tare mult să nu ne mai încurce în momentul în care nu avem nevoie de ele și la anul, în decembrie, le aducem înapoi în București. Dacă o mai fi aici, că cine știe câte se pot schimba într-un an. Da, cam astea sunt planurile pentru astăzi. Azi nu o să mă machiez, de asta după ce m-am trezit m-am umplut de ulei. În momentul de față nu știu cât ulei mai am. Parcă mai e totuși ceva, chiar dacă am ieșit pe afară. Și urmează să mă spăl pe cap, pe lângă faptul că vreau să fac curățenie și o să și gătesc mai pe seară. Micuța are o criză. A reușit să se urce la central într-un fel sau altul. Vreau să fac o ciorbă de fasole cu afumătură astăzi și să-l aștept pe Andrei cu ciorba caldă, pentru că bietul de el vine de la dentist și o să vină amorțit, o să vină... Na. Și o să-l doară gingia, așa cum se întâmplă tot timpul după dentist, în ziua respectivă, mai ales dacă îți pune digă și strânge cu cleștele ăla, e destul de neplăcut. În fine, am fost la magazin, vă ziceam. De fapt, m-am dus în mai multe lucruri. M-am dus să las un pachet la Same Day pentru Vinted. Trebuie să mai las un pachet, că s-a făcut o cumpărătură aseară, dar să văd în ce împachetez. Am reușit să vând și compleul acela mov. Cel albastru deja a și ajuns la persoana care l-a comandat, sper că se bucură de el, și îl vând și pe acesta mov, care era compleul meu de suflet, dar nu l-am mai purtat, mă uit la el, nu mă mai regăsesc, nu mai sunt eu, așa că îl dau mai departe. Și să vedem în ce l-ambalez, trebuie să-l las... la Cargus. Oh, I hate it. Deci, la Same Day e atât de simplu că au atât de multe puncte și e atât de simplu să lași un pachet, iar la Cargus e foarte complicat pentru că trebuie să găsești punct de ridicare și am găsit unul undeva pe lângă sală, dar am de mers și în perioada asta când e rece, nu e o bucurie mare neapărat să mergi pe afară așa. Aiurea, să zic așa. Deși nu e aiurea, na, că până la urmă fac o treabă importantă. Vând un complet care să facă fericit pe cineva.
Mi-am amintit să vă mai zic ceva, dar am uitat între timp. În fine, hai să vă arăt ce am luat. Am silicat pentru pisici de la Carrefour. Și tot de acolo am mai luat un plic din ăsta, un plic, mă rog, o conservă de mâncare gourmet. Și mi-am luat și mie pentru prânz o supă de asta de linte. Mi-am dat seama că oricum fac eu supa atât de delicioasă că asta nu-mi iese. Asta este o supă foarte bună de linte, deci în momentul ăsta de față nu mi-e foame, dar aș mânca oricum, că vă dați seama, e foarte lichidă, nu... Mă rog, e consistent, adică mie îmi ține de foame acolo 2-3 ore. E foarte bună și e curată în ingrediente, e foarte, foarte gustoasă. Foarte bună e. Și cum astăzi n-am de mâncare, o să mănânc la prânz supă de linte și seara ciorbă de fasole, e ok? Am avut la mine și o conservă pentru animăluțe, dar n-am văzut niciun animăluț. Adică am văzut un motan, dar era super grăsun așa și mânca în momentul în care l-am văzut eu, așa că am zis să nu-i las și mâncarea asta. Și de asemenea am luat iarba măței, să vă zic strategie. Știți că am pus bradul ieri. Dacă ați văzut vlogul sau dacă nu, am pus brad. Povestea o vedeți în vlogul anterior. Știu, șocant, nici eu n-am crezut că o să avem brada noastră, dar s-a întâmplat. Să las sacoșa mea jos și să mă fac mai comodă. Oricum trebuie să mă schimb că sunt în jeans, după cum am fost îmbrăcat afară și tricoul ăsta și trebuie să mă schimb. Da, m-am gândit că ar fi o idee inteligentă să iau iarba mâței. Eu voiam să o iau din aia direct crescută, cum am luat atunci de la magazinul la nu știu ce magazin era, Animax, cred că era. Am luat-o direct mare și pisicile s-au aruncat pe ea. Și au mâncat-o până când am putut să o mănânce, pentru că l-am dat s-a uscat. Deși eu o udam, să știți, dar s-ar putea să o fie inundat un pic. Oricum, cred că dacă o iei deja crescută, ține mai puțin, e cumva mai rapid, dar ține mai puțin, bănuiesc că cumva așa se întâmplă lucrurile. Și m-am gândit că ar fi foarte tare să le aduc iarba mâței ca să le distrag atenția de la brad. Oricum, până acum n-am avut probleme cu bradul, adică nu până acum, mă rog, bradul nu e nici de 24 de ore la noi, dar totuși a trecut o noapte. El încă e în picioare, nici o pisică nu pare că a mâncat din el sau că s-a aruncat în el. Micuț a dormit sub el, azi noapte la 5 m-am trezit, s-a auzit un zgomot, m-am speriat, efectiv din somn m-am ridicat și am fugit aici. Fragile, bine că n-am picat pe aici, la cât de somn nu mi-era. Și nu știu exact ce s-a auzit, n-am înțeles ce a căzut, dar Leo era sub brad, unde stătea ieri micuț era Leo și era foarte simpatic. Și v-am zis, nu e problemă cu bradul deocamdată, însă, dacă mâncați, dați skip, skip, skip. Leo a vomat azi noapte, Leo care se și uită la mine în momentul ăsta. Și a vomat mâncare și a vomat și... beteală. Nu bucata asta de beteală, nu vă faceți griji, dar a vomat beteală, așa că am strâns-o. Pentru că aparent e mai atrăgătoare decât bradul și da. Dar bradul încă e ok, văd. Pare chiar ok. Azi noaptea a stat aprins, a stat aprinsă doar o instalație, nu și a doua, că nu se vede un pic așa din dormitor, dar nu se vedea foarte, foarte clar ce este. Se vedea o lumină, practic, mai mult albastră, dar... acum am aprins. Chiar mă gândeam, zic, a, păi ziua nu o să stea aprins bradul pentru că e lumină de afară. Care lumină? Că e un întuneric de camera asta, nici nu cred că poate să pună focus și îmi pare rău că suntem atât de, cam culoare atât de ciudată, dar asta e situația, e foarte întunecat afară, e foarte întunecat în casă, dar noroc de bradul ăsta că e luminos și partea bună e că se vede. Asta e chiar drăguț. Haideți să aduc și calendarul advent să-l desfacem, după care mă pun și eu pe editat pentru că nu vreau să... se întârzie foarte, foarte mult totuși cu editatul, că nu știu cât are clipul și știu că am de muncit la el un pic pentru că am împodobit bradul și am filmat destul, destul de mult. Ok, astăzi este 4 decembrie, deci deschidem numărul 4. Ah, numărul 4, e măricel ăsta. Știu ce cred, adică știu ce cred că e, știu ce cred că e, what? Cred că știu ce e. Am inversat cuvintele. Cred că e un mini gel de duș sau ceva. Cred că e un borcanaș așa mititel, o sticluță mititică. Da, dar să vedem cu ce. Tâm, tâm, tâm. Oh, ce e asta? N-am mai avut asta. Ah, e un bath and shower gel. Out. Ia, uitați. N-am văzut niciodată produsul ăsta. În calendar advent. Deși știu mirosul foarte bine. Ce bine miroase. Cred că e un gel din ăla de duș așa cremos. Da, să vedem dacă îl păstrez sau dacă vi-l dau vouă, dacă îl păstrez o să-l luăm când mai mergem pe undeva, că te ajunge câteva folosiri treaba asta.
Bun, gata și cu ziua 4, ca să nu uităm de ea. Să vedem ce filmăm astăzi. Bănuiesc că vă mai filmez așa de pe parcursul zilei ce se mai întâmplă. Bănuiesc că gătim împreună. De seară, dacă se ține Andrei de promisiune, lipim și tablourile pe pereți, pentru că a zis că iarna are chef și am pus să promită solemn că o să le lipim astăzi. Dar să vedem, n-ar trebui să fie o operațiune foarte grea, mai complicat o să fie cu egalatul, că dacă vrem să punem, zicem, unul lângă altul, să fie egale, să nu fie așa unul mai sus și unul mai jos, decât dacă le vrei intenționat. Nu știu, încă nici nu m-am gândit sincer cum vreau să arate și ce și unde și cum. Am așa o idee, clar tabloul ăla nu o să mai fie în spatele meu. Dar nu știu, sper să fie drăguț. Pentru că nici nu știu cum funcționează chestiile alea de lipit. Dacă poți să le lipești, poți să le mai dezlipești după aia, n-am nicio idee. Dar sunt entuziasmată pentru treaba asta și cred că astăzi, dacă tot nu mă machiez, după ce fac duș și mă spăl bine pe față de uleiul pe care l-am aplicat acum, asta mai târziu oricum, ne uităm în frigiderul și luăm o mască din asta de față șervețel, că nu mi-am mai aplicat una decât... Bravo, micuț, mai bine de o lună, pentru că le-am păstrat pentru vlog, mă, ți-am zis că e foarte cozy așa, să stăm într-o seară, să, nu știu, beau ceva cald, să stau cu mască pe față și să vorbim, m-am gândit eu că ar fi drăguț. Strâng și eu cumpărăturile de aici, mă apuc să editez, că am de editat și noi ne auzim mai târziu un pic. Da, vă rog, spuneți. Deci nu pot să cred, până acum s-a uitat la mine măcar 2 minute... continuu și foarte așa intens. Și acum că am pus camera pe ea, se preface că plouă. Nici știu ce vrea, pentru că i-am dat plicați. Micuți, micuți. Ce faci tu? Am dormit azi noapte împreună, da. Era foarte frig, cred. Deși nu era așa frig azi noapte. Voiam să vă zic că eu simt foarte puternic mirosul de brad. Foarte, adică îl simt și mă bucură enorm mirosul ăsta. Este tot ce poți vrea în viață, dar Andrei nu simte deloc mirosul. Nu pot să înțeleg de ce nu simte mirosul bradului. Are miros, nu vă gândiți. Dar nu simte mirosul bradului. Și mi se pare că miroase destul de puternic. Adică n-ai... nu trebuie să stai așa să-l adulmeci. Deci eu aici de unde stau și editez la birou, simt foarte, foarte fain mirosul. Foarte bine, foarte intens. Oh, sunt foarte fericită. Sunt în mijlocul editării și mă uitam la unghiile mele de prin diferite cadre și mi-am amintit că mi-au crescut extrem de mult și că nu mai puteam să aștept până la programarea mea de pe data de 12, așa că am sunat-o acum pe Denisa și mă poate primi mai devreme. Doamne, ce bucurie! Deci nu mă imaginați cât sunt de fericită. Nu mai pot de fericire, nu mai mi-e cap în piele de fericire, abia aștept. Problema e că nu știu cum îmi fac unghiile. Știu că le vreau mai scurte, mult mai scurte decât sunt acum, pentru că acum mă lovesc de toate cele. Nu știu ce culoare, nu știu, model probabil nu-mi fac, că eu nu-s cu astea, dar o să-mi fac o culoare așa drăguță și vai ce bine o să fie. Îmi fac și pedicura, o să vă iau oricum în ziua respectivă, mă întorc acum la editare, am vrut neapărat să zic și pe cameră, să vă bucur și pe voi, deși bănuiesc că voi nu vă bucurați așa de tare, dar eu mă bucur enorm. Am terminat de editat în sfârșit și gata, pot să mă apuc de curățenie, am murțit aici pe scaun, deci mă bucur că pot să mă ridic și să încep să... fac tot felul prin casă, o să mă duc să mă spăl și pe cap. Cred că o să încep totuși cu vasele. M-am apucat de spălat vase. Vreau să încep cu ele pentru că stau pe aici înșirate. Nu sunt foarte, foarte multe, doar... na, tăvi, că am mâncat ieri pomelo și tot felul de cănuțe și păhăruțe și chestii de genul. Și o să mă apuc de ele ca să scap, pentru că spălatul vaselor, sincer, nu e activitatea mea preferată, adică nu pot să zic că mă bucur neapărat. Deși în ultimele 4 zile am fost foarte norocoasă că am scăpat de spălatul vaselor, că a fost drăguț Andrei și l-a spălat el pe toate cât a fost liber. Că în general în timpul săptămânii eu spăl vasele și în weekend el. Și acum a fost un weekend prelungit, au fost 4 zile și a spălat numai el vase. Eu cred că am clătit la un moment dat ceva sau am spălat un pahar. Atât. Mi se pare foarte drăguț din partea lui. Voiam să vă... și eu am strategia. Tata m-a învățat chestia asta. Nu știu cum spălați voi vase, că despre asta nu știu că am vorbit vreodată. Dar eu las întotdeauna vasele la înmuiat pentru că consum mult mai puțin apă și chinuie mult mai puțin. Adică dacă mi-am făcut o văz dimineață în ibricul vieții, am lăsat ibricul la înmuiat ca să nu mă chinui după aia să frec, pentru că oricum semințele de chia, Doamne, deci în budinca de chia în general zici că e lipici, deci se face ca un lipici când se întărește și este chinuitor. Ce drăguță e cana asta, nea, mi-am mâncat o văz de dimineață și e super simpatic așa de Crăciun. Mă rog, eu folosesc tot anul, dar în fine. Da, și dacă ar fi să las
brick and wall, efectiv, dacă m-aș apuca într-o oră să spăl vasele, n-aș putea, pentru că ar fi lipit și ar trebui, nici nu știu ce să fac, să fierb apă în el ca să se mai desprindă, nu, e foarte grav. Așa, vasele, deci când mă apuc de ele, sunt în moiete pregătite să fie spălate și eu cât le săpunesc pe toate, cu apă închisă. Am un mare pet peeve, mă enervez groaznic când văd pe cineva că spală vase la modul de lasă apa să curgă și persoana aia nici nu umblă cu apa și pur și simplu visează și spală vasul. Vai, atât de tare mă enervez și de atât de mulți oameni m-am luat care au venit să mai spele vase pe la mine pe acasă, nu știu, mai veneau în vizită sau ceva și se apucau să spele vasele. Eu le ziceam că nu e nevoie, dar se apucau. Și eu eram acolo lângă ei și l-am gen, dar de ce ții apa deschisă? Că nu o folosești, adică... Mi se pare cea mai bună modalitate asta, să închizi apa, să ții apa închisă, poate mai deschizi din când în când, când ai nevoie de ea, clăbucești toate vasele, faci pe aici munți de vase clăbuciți, după care le clătești și le pui la loc. Și pe închizi apa și totul e fericită. Nu știu, e un pet peeve de-al meu. În fine, nu știu, poate să fie nebună, poate ori fi modalități mai bune de a spăla vase. Am înțeles că mașina de spăla vase economisește apă, mie mi se pare... Că e ok și așa, adică mă gândesc că dacă ai familie mai mare, gen sunteți 4-5 persoane în casă, e chinuitor cu vasele, îmi imaginez. Mai ales că copiii au obiceiul ăsta de a murdări mai multe chestii, iau și singuri de prin dulapuri tot felul de farfurii, tot felul de pahare, se joacă cu ele și trebuie să le sper, că le dau pe jos, n-ai cum să mai mănânci după aia din ele. Dar deocamdată noi nu avem mașină de spălat vase și ne descurcăm ok, dar am mai văzut așa oameni încărcând mașină de spălat vase. Și mi se pare și acolo o muncă, păi nu poți să pui orice. Am văzut multe persoane că spală mai întâi puțin vasele, după care le pun în mașina de spălat vase și mi se pare așa, ciudat. Nu știu, n-am experiența asta, deci, dar deocamdată mă descurc. Ah, și vreau să vă mai zic, stați să mă clătesc un pic pe mâini, mulțumesc pentru idee. Ia uitați. Cineva și-a găsit scopul aici în casă. Dacă ați văzut clipul meu cu lucruri inutile, de prin casă, vă povesteam eu că am cumpărat acum mulți ani chestia asta de la Jumbo, care are, nici nu știu, cred că 500 de mililitri. Aveam senzația că are un litru, dar cred că are 500 de mililitri totuși, nu sunt sigură. Și am luat-o și nu am folosit-o decât o dată și stă plictisită prin casă și mi-e așa să o arunc, pentru că efectiv e bună de folosit. Și voi mi-ați zis, mai multe dintre voi, să o folosesc cu săpun de asta de vase. Și s-a nimerit perfect, pentru că Andrei a cumpărat ultimul detergent de vase și l-a luat mov. Și uitați cât de drăguț arată sticla asta roz cu conținutul mov și se și asortează foarte drăguț cu chestia asta de săpun și nu mai avem sticlă din aia urâtă pe chiuvetă de la Lady sau de la Sanu sau de unde cumpărăm noi detergent de vase și arată atât de drăguț. Vă mulțumesc pentru idee, eu nu m-am gândit, eu cumva o... când am cumpărat-o, am luat-o din zona aia de chestii pentru baie, nici m-am gândit vreodată că aș putea să pun detergentul de vase, mai ales că noi aveam recipient cu pompiță de la... Sanu era, cred că Sanu e detergentul de vase pe care îl folosim de ceva timp. Și recipientul respectiv nu e ca ăla de la Fairy. Ăsta de la Sanu vine direct cu pompiță și era super ok, super util, era sticla transparentă, se vedea și conținutul și nu m-am gândit că aș putea să fac să fie mai bine. Dar avem treaba asta și de acum, când o să cumpărăm detergent de vase, o să caut variantă din aia de umplut. Știți cum vine la săpunul lichid? Când poți să cumperi sticla de săpun lichid sau poți să cumperi pungă din aia de umplut sticla de acasă ca să nu cumperi și economisești, nu economisești de fapt, poate și economisești bani, dar reduci un pic din consumul de plastic pentru că pungile respective, da, sunt și ele din plastic, dar sunt din mai puțin plastic. Și mă gândesc că poate există și punge genul ăsta de detergent de vase, cine știe, stai că mi-a căzut mâneca, da, și o să caut. Arată foarte drăguț și a încăput și toată sticla pentru că el a cumpărat o sticlă mai mică, așa a găsit. Sticlă mică, cu aroma mov, nici nu știu ce e, lavandă sau nu mai știu. Și parcă scria că e și cu protecția mâinilor, ceea ce e bine, că eu spăl cu mâinile goale. Nu faceți ca mine, usucă groaznic mâinile. Ce-i drept, mi se pare că varianta asta mov, care e și pentru protecția mâinilor, după cum vă spuneam, măi, parcă are o... Nu, e greșit să-i zic cremozitate. Cremozitate voiam să zic, dar nu cremozitate. Are, e mai alunecos. Parcă rămâne ceva pe mâini într-un sens bun. Adică chiar e posibil să aibă o chestie în plus și dacă e, o să recumpărăm tot din asta. Nici nu știu că există. Eu am cumpărat verde, cu aromă de nu știu ce e, măr, nu știu ce e. Gata, am clăbucit toate vasele. Ce repede a trecut că am stat de vorbă cu voi. Le clătesc și după aia pot să continui cu curățenia. Că... Când mă uit pe aici în jur,
Nu e bine, vă zic. Am terminat curățenia, gata, mai am doar câteva detalii de pus la punct, în rest totul este în ordine, mă simt foarte bine. Și voiam să vă zic o treabă, am întins acum rufele, am spălat doar pături de data asta, pătura nouă, pe care abia aștept să o pun pe canapea, sper să se usuce până diseară, mai sunt câteva ore până atunci, deci trag speranță, dacă nu, mâine și asta e. Și am spălat și pătura asta, care până acum a stat în mașină. Și mă uitam, uite ce frumos arată culorile astea două împreună. Că în general, na, e o pătură care stă pe canapea și o pătură cu care mă mai învelesc eu sau stă micuț pe ea sau învelesc pe Puf sau învelesc pe Leo, în fine, îi fac cortul lui Leo mai degrabă. Și arată foarte, foarte drăguțile două, deci probabil pe ele două să le pun pe canapea acum când o să schimb și voiam să vă arăt faptul că ăsta este șervețelul ăsta, color catcher-ul, pe care l-am pus în mașina de spălat acum, că mă gândeam să nu cumva să se ducă culorile una în alta sau ceva, având în vedere că pătura asta e nouă. Și n-a ieșit deloc. Ia uitați, e imaculat șervețelul ăsta. O să-l pun și pe el la uscat ca să-l refolosesc. Mereu le refolosesc până când se fac prea închise la culoare și bănuiesc că nu mai au ce culoare să mai prindă. Dar mi se pare foarte interesant că pătura asta, în caz că ați ratat vlogul trecut, e din Leroy Merlin. Pătura asta este de o calitate foarte bună. Eu știu de la faptul că mai am o pătură la fel, cea aurie, e un galben muștar așa auriu și aceea este o de calitate minunată, am spălat-o de un milion de ori și se păstrează minunat, e încă pufoasă, nu lasă scame, asta a lăsat acum câteva scame, am văzut când am scos-o din mașină, dar nu e o chestie care o să se repete din experiența mea cu cealaltă, dar mi se pare și foarte interesant că deși e o culoare cât de cât puternică, nu, vedeți, nu a rămas deloc pe șervețel, mi se pare foarte, foarte tare. Și am deschis caloriferele, până acum am aerisit, asta este obiceiul meu când fac curățenie, să las toate geamurile deschise și e foarte frig în casă, s-au făcut cred că 18 grade. Plănuiesc să mă spăl și eu pe păr și oricum vreau să se usuce astea un pic mai repede, așa că o să deschid caloriferele ca să readuc temperatura așa cum era ea înainte de marea aerisire și nici abradul mai miroase în casă la cât de bine am aerisit. Și o să pun asta lângă calorifer ca să se usuce mai repede și nici să nu mă doară pe mine capul, că dacă am păr ud și frig în casă, începe să mă doară capul, urechile, toate cele. Da, mă duc să mă spăl pe cap, apropo de asta. Îmi spunea cineva că, având în vedere cât de mult schimb eu produsele de fiecare dată când mă spăl pe cap, aș putea să fac un fel de daily vlog, un fel de serie. Așa că, astăzi, cu ce mă spăl eu pe cap? Păi, foarte simplu va fi astăzi, o să folosesc șamponul ăsta de la Pantene, care este un șampon super simpluț la ingrediente, care curăță foarte bine părul și de asta am nevoie, pentru că voi folosi ca 18. Doamne, nu știu cât mai am în el, să ne rugăm să mai fie măcar două pompițe, pentru că de două pompițe am eu nevoie pentru păr și să nu mă trezesc că mi-aplic o pompiță pe jumătate de păr și pentru cealaltă jumătate nu mai am o pompiță. Vom vedea. Iar apoi, după ce stau cu ca 18, cele 4 minute ca produsul să se absorbă, cred că o să aplic balsamul ăsta de la L'Oreal, pentru că da, merge să aplici peste ca 18 un alt produs, atâta timp cât ai așteptat timpul respectiv. Aplic după aia L'Oreal-ul, clătesc și îmi continui rutina. Cred că azi folosesc tratamentul ăsta de la Redken după ce mă spăl pe cap. Asta așa, dacă erați curioși. A, și ca și ulei, trebuie să termin uleiul ăsta de la Noa, că mai am o folosire aici. Deci îl scoatem și pe el. Hai că m-am răzgândit. În loc de produsul ăla de la L'Oreal, de balsamul de la Elsev, o să aplic masca asta cu oțet. Deci vreau să insist. Nu aplic înainte de ca 18, ci aplic după. Nu aplicați înainte balsam, că nu o să-și mai facă ca 18 treaba și dați banii degeaba pe el. Deci după e ok să aplici dacă aștepți cele 4 minute, dar în niciun caz înainte. Mostra asta o am de pe Aegio. Este tot de la brandul ăsta L'Adore, de unde am mai testat produse de păr și are oțet. Și oțetul în principiu e foarte bun pentru păr, e un tratament care se aplică pe păr, nu e pentru scalp, e pentru păr în sine. Sunt foarte curioasă de el. Tree while my sister and me are writing verses and rhymes. Soon they will be here, same as every year. Everyone wants home for Christmas. No.
all her love aside away from the blistering cold. Soon Santa will be here, the same as every year. Everyone wants home for Christmas, no matter if it's near or far. Yeah, everyone wants home for Christmas, wherever in the world they are. Let's make a snowman, that's something even the grown-ups can. The carrot for his nose, let's call him Frosty, he'll be our friend. What does it matter if it's all pretend? Everyone wants home for Christmas, no. Am terminat ciorba, s-a făcut destul de seară, Andrei urmează să ajungă acasă, v-am zis că a fost la dentist astăzi și a venit un pic mai târziu. Da, am terminat ciorba, am pus în farfurii, nimic foarte special, pur și simplu o seară, o cină acasă. Vedeți că ciorba n-are nimic verde pentru că lui nu-i place deloc pătrunjelul, așa că am zis că de data asta nu pun niciun fel de ierburi din astea ca să nu le vadă plutind pe aici și sigur o să se bucure. Și cred că are nevoie așa de un pic de bucurie având în vedere că vine de la dentist. Nu că ar fi fost rău, el merge tot la dentist rehab, dar după dentist întotdeauna ai falca amorțit, vorbești ciudat, ai stat pe scaunul ăla amorțit, adică asta e un comfort food care o să-l ajute, mai ales fără verdeață. Și aici am tăiat o ceapă roșie, dar cu siguranță trebuie să mai tăiem una, dar am zis că o mâncăm pe asta și după aia o tăiem pe cealaltă dacă mai e nevoie. Și am gustat-o, este foarte bună, eu aș fi vrut sincer și cu ceva verdeață, că așa m-a crescut pe mine bunica mea, ce să fac? Mereu gătea cu foarte multă verdeață, deci punea o legătură de leuștean foarte mare, una de pătrunjel. Și eu eram obișnuită ca ciorba să fie plină, plină, plină de verde. Asta nu e, dar data viitoare când fac ciorbă o să fac cu verdeață, o să pun acolo pătrunjel și chestii, ca să fie lucrurile, scuze, de foame fac așa, ca să fie lucrurile egale, domnule, că așa se face în viață. Și de asemenea, cât timp am gătit, cât, na, a trebuit să fac câteva drumuri de aici, din sufragerie până în bucătărie, drumuri foarte lungi, vă dați seama, activitatea mea a fost să colorez, vă arăt imediat, am colorat imaginea asta, cu talentul meu inexistent, dar chiar mă gândeam, în timp ce desenam cerul albastru și iarba verde, zic, Doamne, cât de constrânsă sunt de lucrurile astea care sunt firești. De ce n-am făcut eu iarba roz și cerul albastru deja, cerul roșu sau galben sau că puteam, e efectiv, depinde de imaginația mea. În fine, am desenat chestia asta și m-am uitat la filmul acela, Scrisoare pentru Moș Crăciun, și m-am uitat și la Mame în grevă, filme din copilărie, dublate, vai de steaua lor de pe YouTube, foarte drăguțe. Da, micuți! Timpesc! Oh, ce frumos face, vă arăt imediat. Da, și v-am pus pe Instagram și au existat întrebări și m-am gândit să vă arăt și aici, că v-am filmat câteva cadre. Asta este cartea pe care o am eu, carte de colorat, pe care am primit-o la un moment dat într-un pachet. Oh, hai că a ajuns Andrei. Și da, n-am mai desenat în ea mult timp, dar e foarte drăguță. Dacă e, vă mai arăt eu așa, dar haideți că merg să-i deschid și să cinăm și noi cum trebuie. Leo, o să stau și eu aici, lângă tine. Oh, Doamne, simlițel, cum dormit aici pe gogoși ăștia, nici nu știam unde ești. Of, 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 ce băiat, of, 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 ce drăguți, of, 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 ce micuți. Da! Bebelusule, bebelus, bebelus. Of, Doamne. Cu tablourile n-am mai rezolvat în seara asta, dar canapeaua o schimb sigur. Chiar mă întrebam unde n-avea nicio pisică să mă sabotez. Micuț? Micuț? Micuț, ești de acolo, micuț. Stai că n-am pus-o bine, nu? Nu-i bine.
Așa, bravo. Stai, măi! Hai, pleacă! Ghidușă. Ai dormit sub brad și ești ghidușă. E bine așa. Wow, dar cât de moale e! Abia aștept să văd mâine pe lumină. Și să mai aranjez așa un pic. Iar ăsta este rezultatul, cel puțin la lumina asta. Cam așa, foarte frumos arată și vă ziceam eu că s-a păstrat foarte bine cealaltă pătură, dar acum atingând-o pe asta, îmi dau seama că asta totuși parcă e mai moale decât cealaltă, dar na, e cumva normal. Foarte frumoasă, ea are culoare de bijuterie. Foarte mult îmi place. Am pus și pătura asta cărămizie aici, ca și accent. Ca și accent, mă rog, o să ne înfofolim în ea. Cred că micuțul o să fie tare fericită dacă eu așez așa puțin. Ca să stea aici pe ea, să doarmă, să nu mai doarmă sub brad, deși, sincer, cred că îi face plăcere acolo. Da, cam asta este. O să vă las și eu, o să închei aici vlogul. Mă duc și eu să mă pregătesc de somn, că mâine dimineață trezirea de vreme la 6, ca să mergem la sală. Și da, vă las cu cadrul ăsta foarte, foarte drăguț, care mă face foarte fericită și îmi face copilul din mine să se bucure, așa cum îmi zicea foarte frumos o abonată, care îi dau mare dreptate. Și vă mulțumesc că v-ați uitat și la vlogmasul de astăzi, sper că vă place, eu pun foarte mult suflet în clipurile astea și chiar încerc să mă implic cât pot și cât știu. Și ce să zic, ne vedem mâine cu un nou clip, v-am pupat, aveți grijă de voi, pa!